Salutare pariori! Pentru ziua de miercuri, tipsterii de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit următoarele 6 pronosticuri. Șahtior Monaco. Red spune că ambele echipe preferă cartea atacului, având la dispoziție jucători ofensivi de valoare, așa că ar trebui să vedem un meci foarte spectaculos. Monaco este obligată să atace încă din primul minut pentru a întoarce rezultatul din tur, când formația ucraineană a reușit să se impună cu scorul de 1-0. Prin urmare, pronosticul tipsterului nostru este că vom vedea cel puțin 3 goluri marcate. Ocan al Cilic Bilek. Adrian este de părere că între cei doi tenismeni este o diferență semnificativă. Ocan îl vine după mai multe prestații de calitate, iar la turneul de la Atlanta a reușit să atingă faza sferturilor de finală. De cealaltă parte, jucătorul turc evoluează mai mult în turneele Challenger, iar majoritatea victoriilor sale sunt obținute împotriva jucătorilor din afara topului 200. Tipsterul nostru crede că experiența lui O'Connell își va spune cuvântul, așa că recomandarea lui este pariul de tip handicap O'Connell minus 1,5 game-uri. Brøndby Salzburg. După ce Brøndby a surprins plăcut prin prestația solidă avută în deplasarea de la Salzburg, returul din Danemarca se anunță a fi unul de foc. Gruparea daneză este obligată să atace și să întoarcă scorul din tur, așa că tipsterul David Kirilă mizează pe un meci spectaculos. Și ținând cont de stilul de joc al celor două echipe, pronosticul său este că ambele vor marca. Newcastle Burnley. Ambele formații vor încerca să se revanșeze după meciurile slabe făcute în acest start de sezon. Radu Oprea spune că cele două echipe suferă pe faza defensivă și ținând cont că acesta este un meci de cupă, este de așteptat să vedem o confruntare în care ambele formații să mizeze pe cartea atacului. Așa că tipsterul nostru mizează pe ambele echipe marchează sau peste 2,5 goluri. West Brom Arsenal. BMG consideră că la această confruntare sunt șanse mari să vedem foarte multe goluri. Arsenal este favorită și ținând cont de începutul slab din Premier League, ar trebui ca la acest meci să dea totul pentru a obține victoria. De cealaltă parte, West Brom a început excelent sezonul din Championship, reușind să marcheze de 11 ori în cele 4 etape disputate. Tipsterul nostru crede că avem toate ingredientele necesare pentru un meci spectaculos, așa că recomandarea lui este pariul pe ambele echipe marchează sau peste 2,5 goluri. Ben Shelton, Michael Moh. În opinia lui Tennis Tipster 92, Michael Moh este un jucător mult mai experimentat, așa că pornește cu prima șansă în fața lui Ben Shelton, jucător aflat pe locul 801 în clasamentul ATP. Chiar dacă în ultima perioadă Shelton a reușit să câștige câteva turnee ITF, calitatea și experiența superioară a lui Moh ar trebui să-și spună cuvântul, așa că pronosticul tipsterului nostru este că Michael Moh va câștiga primul set și meciul. Pentru mai multe pronosticuri, vă invit să accesați site-ul biletul-zilei.com. Iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.